Bine v-am regăsit la știri din știință. Vă voi vorbi azi despre sondele spațiale făcute de om care au ajuns la cea mai mare distanță de pământ, sondele Voyager 1 și Voyager 2. Iar știrea care mă face să vorbesc despre ele este aceea că aparatura de pe Voyager 1, la 45 de ani de la lansare, dă semne că nu mai funcționează așa cum trebuie. Dar să vedem un scurt istoric. Anii 60 și 70 au marcat începutul explorării sistemului solar. În această perioadă a avut loc primul zbor al unui om în spațiu, Yuri Gagarin, în 1961. Tot acum a fost realizată prima stație orbitală, Salyut 1, și bineînțeles cel mai spectaculos eveniment a fost cel al aselenizării primilor oameni în iulie 1969. Tot în acești ani au fost lansate foarte multe sonde spațiale, atât de Statele Unite cât și de URSS. Aceste sonde au fotografiat și cercetat întâi planetele vecine, Venus și Marte, iar apoi au fost trimise misiuni spațiale robotice care au coborât pentru prima oară pe suprafața planetelor vecine. Mai târziu au fost lansate sonde spațiale care au trecut pe lângă planetele mari ale sistemului solar, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, fotografiindu-le și făcând tot felul de măsurători și observații. Astfel de sonde au fost și misiunile surori, Voyager 1 și Voyager 2, lansate în anul 1977. Voyager 1 a trecut pe lângă Jupiter și Saturn și pe lângă cel mai mare satelit al lui Saturn, Titan, trimițându-ne fotografii extraordinare ale acestor lumi atât de îndepărtate de noi. Iar Voyager 2 este singura sondă spațială care a trecut prin apropierea tuturor planetelor mari ale sistemului solar. De fapt, misiunile Voyager au fost planificate tocmai pentru că în acea perioadă a avut loc o aliniere a celor patru planete mari. Fenomenul a avut loc la sfârșitul anilor 70. Aliniere care se repetă cam o dată la 175 de ani. Dar ceea ce face sondele Voyager foarte importante și diferite de alte sonde spațiale este faptul că au fost programate și pregătite să ajungă în mediul interstelar, adică în mediul care există între stelele din galaxie și care este diferit de mediul interplanetar, adică din sistemul solar. Acum poate vă gândiți despre ce medii e vorba. Nu este vid în spațiul interplanetar și în cel interstelar? Ei bine, deși pentru calculul traiectoriilor cosmice putem considera în prima aproximație că este vid, nu este un vid perfect. Există atât în spațiul interstelar, cât mai ales în spațiul interplanetar, tot felul de radiații, praf cosmic, atomi, ioni, molecule, radicali, chimici, care în anumite privințe se comportă ca un gaz foarte, foarte rarefiat. În spațiul interplanetar, densitatea acestor particule este mai mare decât în spațiul interstelar, dar diferența esențială între cele două medii este cea a radiației solare, a vântului solar. Se consideră că mediul interstelar începe acolo unde vântul solar încetează, acolo unde radiația solară este oprită de conținutul de substanță și radiație a spațiului dintre stele. În acest desen puteți vedea un model al așa numitei heliosfere, adică zona în care se manifestă vântul solar. Și după cum vedeți, există o limită a acestui vânt, acolo se consideră că începe spațiul interstelar. Aparatele de pe Voyager 1 au arătat că vântul solar a încetat în anul 2012, iar cele de pe Voyager 2 că a încetat în 2018. Și asta înseamnă că, în conformitate cu definiția mediului interstelar, ambele sonde se găsesc acum în acest mediu. Înainte de a merge mai departe, vreau să precizez două lucruri interesante în legătură cu poziția sondelor Voyager, lucruri mai puțin menționate în materialele de popularizare a explorării spațiului. Întâi,
că există obiecte care se rotesc în jurul Soarelui la distanțe mult mai mari decât cele la care se găsesc acum sondele Voyager, adică dincolo de heliosferă. Astfel există norul lui Oort, care constă dintr-un număr enorm de corpuri, cele mai multe de dimensiuni relativ mici, care se rotesc în jurul Soarelui la distanțe care pot ajunge până la 2-3 ani lumină și care reprezintă resturi de substanță rămasă la formarea Soarelui, a planetelor și a sistemului solar. Al doilea lucru interesant este acela că sondele Voyager nu sunt singurele obiecte artificiale care au ieșit din sistemul solar. Mai există și sondele Pioneer 10 și Pioneer 11, lansate în 1972, respectiv 1973, dar comunicația cu aceste sonde s-a întrerupt de mult, așa că nu știm ce s-a mai întâmplat cu ele. Am vorbit despre ele și despre mesajul grafic pe care îl duc cu ele în materialul Balanța, găsiți linkul în descriere. De asemenea, în anul 2006 a fost lansată de NASA sonda New Horizons, care, având o viteză mai mare decât cea a sondelor Pioneer și Voyager, a ieșit deja din sistemul solar. New Horizons a reușit să transmită fotografii ale planetei Pluton și perechii ei Charon. Unele dintre fotografii arată detalii extraordinar de amănunțite ale suprafeței lui Pluton, așa cum vedeți în această imagine. Dacă vă întrebați de ce spun Pluton și nu Pluto, cum e la modă, din două motive. Unu, așa se spunea în românește când am făcut eu școala și nu știu să se fi schimbat între timp. Și doi, din același motiv pentru care spunem Londra și nu London. Este un nume consacrat în limba română și sună mai bine românește. Dar să revenim. Voyager 1 se găsește acum la o distanță de peste 23 de miliarde de kilometri de soare și se îndepărtează de acesta cu o viteză de aproximativ 17 km pe secundă, în timp ce Voyager 2 se găsește la o distanță de peste 19 miliarde de kilometri și are viteza față de soare de aproximativ 15 km pe secundă. Deși sunt la asemenea distanțe, încă mai primim mesaje cu informații despre măsurătorile pe care le fac aparatele de pe ele. Mesajele trimise de Voyager 1 au nevoie de aproape 21 de ore ca să ajungă la Pământ, ceea ce înseamnă că în viitorul apropiat această sondă spațială va ajunge la distanța de o zi lumină față de Pământ. Vă puteți face idee despre cât de mare este distanța de un an lumină, dacă vă gândiți că Voyager 1 a avut nevoie de 45 de ani, deplasându-se cu o viteză medie de aproximativ 17 km pe secundă, ca să ajungă la distanța de aproape o zi lumină. Pentru cei care se întreabă de unde mai au aceste sonde la 45 de ani de la lansare energie ca să ne trimită mesaje și ca să asigure funcționarea aparaturii de bord, voi spune că ele sunt dotate cu surse de energie electrică care funcționează pe baza energiei nucleare, așa numite generatoare RTC, adică generatoare termoelectrice cu radioizotopi, vedeți unul în fotografie. În cazul sondelor Voyager, aceste generatoare folosesc izotopul 238 al plutoniului și ele pot da energie 10 de ani, bineînțeles cu o putere care scade în timp. Calculele arată că cele două sonde ne vor mai putea trimite mesaje încă 2-3 ani dacă totul merge bine. Și acum despre știrea care m-a determinat să vorbesc despre cele două sonde surori. Se pare că în ultimul timp informațiile pe care le primim de la Voyager 1 arată că o parte din aparatură nu mai funcționează corect. NASA n-a precizat de când se întâmplă acest lucru, dar ceea ce se știe este că sistemul de orientare ne transmite date greșite în legătură cu poziția și orientarea sondei în spațiu. Partea interesantă este aceea că, în ciuda acestui fapt, sistemul de menținere a orientării sondei funcționează totuși. De unde știm? De acest sistem depinde și orientarea antenelor de emisie și recepție spre Pământ. Și faptul că primim în continuare mesaje arată că orientarea acestor antene este corectă, altfel semnalele n-ar ajunge la noi.
O altă ciudățenie este aceea că, deși există evident o defecțiune, nu s-a declanșat nicio alarmă și nici nu s-a produs, așa cum cere procedura, un reset al sistemului informatic. Bineînțeles, aceste lucruri, pentru care nu s-a găsit o explicație, i-au făcut pe amatorii de senzațional și pe adepții teoriilor conspirației să vină cu tot felul de presupuneri legate de extraterestri. De pildă că sonda a fost interceptată de extraterestri și acum primim informațiile pe care vor ei să le primim. Îmi pare rău că trebuie să-i dezamăgesc, dar este de mii de ori mai mare probabilitatea ca pur și simplu o parte a aparatului să nu funcționeze corect și efectul este această neconcordanță între datele pe care le primim. Viitorul ne va arăta poate ce s-a întâmplat sau poate nu vom afla niciodată. Dar ceva mult mai extraordinar decât ceea ce se întâmplă cu sonda Voyager 1 s-a întâmplat pe Pământ. Omenirea a reușit, după 109 ani de la zborul primului avion în 1903, să trimită o sondă spațială în afara sistemului solar în anul 2012. Și asta în ciuda faptului că au existat între timp sute de războaie, dintre care două mondiale, în ciuda faptului că se investesc în înarmare sume incomparabil mai mari decât cele care sunt investite în cercetarea științifică și în explorarea cosmosului, în ciuda faptului că tot mai puțini au, din păcate, încredere în știință. Gândiți-vă ce ar putea realiza omenirea dacă lucrurile n-ar sta așa, dacă cercetarea științifică ar deveni prioritatea numărul 1. Să sperăm că omenirea va găsi calea spre o societate care înțelege că singura cale de progres este știința. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!